Mama, dar cine e aici? Ai ce cumva un gamer? Până când Cristina ne explică ce este jocul acesta, nu uita să rupeți butonul de gol, să depășim 5.000 de cocolai cu la acest video. Ce e jocul ăsta? Ceva ce are legătură cu Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Da. Așa. Și este un tycoon și uite, poți să fii câte un caracter din joc. Din care joc? Din Five Nights at Freddy's, ceva cu... Uite. Laser Blast. Security Breach. De ce mai poți să mă uit aici dacă nu-i vorba despre asta? Asta te duc în eroare! Deci o să jucăm tycoon cu Five Nights at Freddy's Security Breach, iar Cristina poate să aleagă ce vrea să fie. Vrei să fii Chita, Chica, Freddy... Deci avem aici fetița asta... Chica. Asta... Chica, da. Freddy în față. Da. Roxy sau Monty, ce ne vrei? Cine să fiu? Aia pițurul? Sau chitarista? Sau chitarista? Hai să fim chitarista, bă, fraților. Du-te tu și fii pițuros. Vreau să fiu aligatorul. Vreți că aligatorul? Vreau să fiu aligatorul. Măi, ați crezut că o să-mi aleg pițuros, nu? Așa am crezut. Dar uite că-s curios să văd cum e aici. Cristina, dă-i dublu bani, că dacă nu o să stăm până joi, până se face. Mă lasă, Felix, dau dublu bani! Că ieftin! Băi, fraților! Că ieftin. Ai dat? Gata, am dat. Ai dat? Mă lasă? Ai dat? Nu, că nu-i vine să creadă că mă las. E blocat calculatorul, zice. Sigur? Până măcar, ești sigur? A, că nu poți să-ți dea dublu bani, că nu te-ai cumpărat ăsta, cașierul, du-te la el, mergi pe ăsta. Ești sigur că vrei? Chiar așa? E șocat. E șocat calculatorul. Acum, pe lângă... I-a luat câteva secunde până să-și revină. Adică tu l-o să afli, nu uita să-l vezi de culoare, să vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Cristina, te descurci singur sau îți dai o sfaturi că n-a știu cum e? Stai că eu cred că mă descurc. Uite, ăsta este casierul meu. S-a dat cu plaș. Casier. Și a fost la sală și a făcut mușchiuleți. Da, și a făcut din ăsta, cum se cheamă? Oh, no, bă. Păi, dar ia-ți bani, că ai acolo. Oh, da, trebuia să-mi iau bani. Uite, asta zici că e de la circulație. De la circulație. Circulația banilor. Ei fac sport numai la talie. Da, da, ia să văd. Bă, ce tăliuță, fraților! Bă, ce ți-o cu să vezi tăliuța asta, bă, că vreau și eu! Cristina, cum de iau mai mulți bani decât tine și tu ai bani dubli? Nu, eu trebuie să stau aici pe portofel. Nu, eu construiesc droapere și chestii. Ce? Droapere? Unde-s? Dar nu sunt. La sunt, dar trebuie să ajungi la ele, tu mai ai până la ele. Trebuie să faci ziduri după aceea să ajungi. Uite că e roz, frate. E nu știu cum am nimerit că e roz. Și plac și plantele. Îmi plac și plantele. Dar mie îmi place de ea, dacă îi plac plantele. Nu știu cine-i. Că nu m-am jucat eu prea mult Five Nights at Freddy's. At Freddy's, știu. Se adună 10.000 de like-uri la acest video cât mai repede. Și cu Cristina o să joace Five Nights at Freddy's. O să râdem. Pe VR? Nu pe VR, că prima oară, că e greu pe VR. Îl joc normal. Nu mă să te văd normal. Dar de-aia știi cum funcționează VR-ul, ce țipă la în ureche. Păi, ce, crezi că nu m-aș descurca? Ce, tu vrei VR acum? Da, sincer, mie mi-ar plăcea să încerc ceva pe VR. De mie nu se pare periculos. Da, nu se pare dați scary. Voi like ca să vedeți ce o așteaptă. Dați like să vedeți ce deci o așteaptă. Deci eu nu cred că mie o să-mi fie frică dacă mă joc Five Nights at Freddy's pe VR. Bă, că se sperie. De ce nu pot să zic Five Nights at Freddy's? Parcă dintre la capra, parte. Da. Poți să zici Five Nights at Freddy's. Poți? Five Nights at Freddy's. Tu poți, nu se culcește limba în gură. Mie se culcește. Ia zi. Five Nights at Freddy's. M-ai încurcat. Five Nights at Freddy's. Chestia este că eu mă dau curajoasă. Aș putea să mă joc Five Nights at Freddy's pe VR. Clar nu știu ce mă așteaptă. Eu uite aici avem dropere care fac. Dar du-te ia-ți banii. Fac jucării. Plushies, fac jucării. Că se dă bani. Ce fain este. Deci le fac jucării în formă de ăștia de la prietenii lui Freddy. Da. Ia zic cum îi cheamă pe toți. Acum. 3. Chica. 2. Roxy, da. Și băieții, nu știu. Eu nu vorbesc. Freddy. Ah, dar nu că Freddy, prietenul lui Freddy. Pe prietenii lui Freddy, cum îi cheamă. Și pe aligator? Nu știu, alligator. Monty, cred. Ia uite, gata. Bă, trebuie să dau un șut la asta. Să nu scump pe sabia, că e scump, așa. I-a dat un șut. Ce mă pricep. Ia uite, aici se fac plușiuri, vedeți? Da. Și eu sunt, care sunt eu? Eu nu sunt asta cu pițul, eu sunt asta. Asta, a doua. Ce faine sunt.
Aș putea oare să-mi iau... Ce faci, păi, la ce să-ți iau banii? Aș putea oare să-mi iau avatar, gen, să mă fac? Mai încolo. Stai să vedem ce mai vin de construit. Păi trebuie să-i sabia, că în jocul ăsta, dacă nu ți-ai tot, nu te lasă. E joc, cumperi în ordine, așa se cheamă, cumperi în ordine. Bine, mi-am cumpărat sabia. Am să iau sabia și eu. Repede-o venit ea cu sabia, că aia pierde. Am zis, vin jocul sabia. Nu te las. Am putea să-mi iau o ușă, ceva pe aici. Ce mai trebuie să mai cumpăr următorul lucru? Ia uitați aici. Aici o bulină. Parcă vă că Felix vine și mi-a și mie sabia. Cât eu fac aici. Îmi fac aici un birou, ia uitați. Mamă! Ziare, eu citesc aici, știi? Da, aici sunt... Uite, am și postere. Dacă ai postere, ești tare. Mi-a dat și bani pe telefon. Cum bani pe telefon? Uite-ți! O să dau bani pe telefon! Da! O să mai țin un telefon. Bă, ce telefon e ăsta să dea bani? Generator de curent. De cola. De energizante, dintre astea. Pe care eu nu le beau, că beau apă, că e mai bună. Ia să beau niște apă, că mi s-a făcut sete. Nu, vine Felix! Îți iau și apă! Iau bani, ia așa, ia așa. Nu pot să-mi iau bani. Hai, mai ta! Hai, mă, Cristina, dar ce sabia ta așa scuțită? Nu știu ce s-a întâmplat aici. Dar a fost o mișcare ca în filme, trebuie să recunosc. Ai dat stânga dreapta și ai zis am noroc și gata. Deci dacă Cocolic și Vori, eu am să încerc Five Nights at Freddy's. Asta. Pe VR. Nu pe VR, nu începem cu VR, ți-am mai zis. Nu cu VR, cu VR mai încolo. Da. Să joc așa singur, să văd care faza. Prima oară să văd care faza, după aceea, Cristina, nu știu ce. Singură? Da, cum singură? Adică singură fără tine? Eu stau în colțul ăla și fac... și Cristina se joacă. Hai de cap. Și toți râdem. Nu râde. Ne bucurăm. Ne bucurăm. Nu râdem de deci, mine. Când se adună 10.000 de cocolaicuri, mă anunțați, ziceți, Elinca, nu ai nimic de mâncare, nu ai nimic de mâncare, nu ai nimic de și o să joace și o să râdem, nu poți așa, nu. Ia uite cine vine la noi, ăsta-l cheamă Ruginitu. Ăsta era un casier dintr-o ăla. Da, dar nu s-a mai ocupat lumea de el. Eu l-am dat afară, că nu știu treaba bună, știu, eu crescut și mustață de rugină. Da, zici că e femeie, poți femeie. De care parte mă duc? Ce vrei să-mi iei banii? Trebuie de scris eu banii. La urmă îmi cresc, hă? Dacă am dat bani dubli, că dacă nu te-am bani dubli... Dar ia și ție, frate! Cum să dau 100 de jene? Tu ce caracter ți-ai ales? Că vin și eu la tine în vizită să văd. Știi ce? Du-te la tine acasă! Am plecat. Cum ai plecat? Am plecat. M-am teleportat. Te-ai teleportat? Da. Nu, cred că ești la mine acasă. Te-ai teleportat pe aici. Da. Nu poți să mergi pe perete. Nu. Fugi! A plecat cu zirva mate! Fugi la tine acasă și fă-ți la tine! Hai că am plecat! Știi ce aștept eu să zic caracterele ca să mă îmbrac și eu? Aruncă sabia! Dar stai că nu știu de unde! Stai, aruncă sabia, că eu n-am sabie! Bai! N-am! Stai să vedem ce mai trebuie să mai cumpărăm aici! Cumpără-ți caracterele! Dar de unde e? Păi du-te și cumpăr-le. De aici, în dreapta. De aici? Nu. Și în față. De aici? Uite că mai trebuia să mai cumpărăm. Și în față. Dar nu e aici. Da. Uite aici, caracterele aici sunt. Aici? Da. Eu nu le văd. Păi trebuie să le cumperi, așteaptă. A, cred că aici. Ia stai să vedem. Se cheamă răbdare de femeie. Ceea ce n-are. Există pe aici. Să ne luăm și noi. Da, hai. Nu-i. Ba da. Ba da! Este! Morfează-te! Eu sunt Freddy! Mamă! Eu sunt Freddy! Ia uitați-vă la noi ce cool suntem! Care e mai cool? Stai să vedem! Ia să vedem și pe asta! Eu sunt Gator! Ia uite ce piții! Mamă, cât e piții! Așa stai eu la poze! Vara! Nu așa? Iana Cristina nu prea face poze, Iana Cristina... Mi-fig! Ia uite ce faină sunt! Care mai fain, Gator sau Freddy? Nu, Gator. Stai că, îți dai seama de cât de frumoasă e o fată când stă o fată lângă altă fată. Stai că vreau să mă morfez. Hai să... Care fată e mai frumoasă? Hai să vedem. La față e mai faină asta, care sunt eu. Uh-huh. Dar la corp e mai faină asta altă. Da, mă, dar cu aia te speri. Deși și asta e gata, ready. Uite-te, ca să... Ua, ce faină la spate! Da, are coada. Are și dintr-o asta keyboard. Keyboard, are un fel de... Eu așa rămân. Se cheamă chitară piană. Chitară piană. Tu ești Freddy's? Da, ești Freddy. Ce? Aici ne teleportăm. Partea aia la altă. Teleportezi?
Cristina. De-abia aș zice Cristina, Five Nights at Freddy's. Știu că o să adune like-urile, dar mă anunțați când. Și atâta să ne distrăm, dar spamați acolo. Ceva de un an, ceva de un an, se joace. Atât o să râdeți că Cristina se sperie uneori și de nimic. Să vezi că n-are motiv. Trebuie să faci un video întreg, nu, adică... Nu, asta e cam crăcănoată. Nu pot să dau bine pe butoane. Mă duc să o pe altă, că era mai finuță. Ah, care îmi plăcește pe căleș. Ia să vedem, pot mai bine cu ea. Le-a niște bani. Mă duc, gata, s-o consumat. Acum se consuma. Uite, vezi, cu ea pot să dau mai bine pe butoane. Aia nu-i vedeam butonul, frate, avea un tie-cap. Să vedem, care parte mă duc. Mergi tu pe, nu. Pe aici, cu siguranță. Puteai să tot dureze o secundă dacă te teleportai prin zid. Cum adică te... A, da, da, mergea într-o uite secundă. Uite că am venit aici. 13.000 de bani? Când mi dai? O să pici! Trimite iubitul bani! Ce are așa? Ți-ai scot, are buze de botox, arăt. Da, să știi. Pus... Tu ce faci aici, băi? Cristina, mă uși aici, mă uși să fie care poza. Uite, mi se pare că ești foarte cool. Sunt foarte cool, Cristina. Și așa de... Cool termină Tycoon-ul, că lumea vrea să vadă Tycoon-ul în episod de azi. Și mai multe ai arăte uita la tine, la față. Păi dacă sunt așa de faină. Ia, poate ai acolo. Uite, cu acolo. Dintre astea, ai investit în jeg. Grese cu jeg. Să vezi dacă... Păi, așa e decorația. La Dedeman. Avem grese cu jeg. Dacă uite, doriți. Și gunoi, dau bani pe gunoi. Zice cineva, dar nu, eu jeg mi-l fac acasă. Nu de camera. N-am nevoie să... Păi. Deci aici construim casa asta de la Five Nights at Freddy's. Dar poți zici repede. Five Nights at Freddy's. Gata. Five Nights at Freddy's. Gata. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Ce efect de turma și tu. Five Nights at Freddy's. At Freddy's. Ce șmecher. Mamă, ai fontiță. Tu ce n-ai așa fontiță? Cum n-am? Uite-te. Uite, mai ai bani și faci zâduri, hai. Am, chiar am. Tu m-ai văzut? Am văzut, clar. Așa, ia uitați. Deci aici facem casa lui, lui Freddy. Da? Ia să vedem. Uite aici mai era ceva. Am învățat cu o țavă. A, niște scaune. Wow. Și aici chestia este că, din câte văd eu, casa lui este foarte labirintoasă. Ceea ce o să-mi fie puțin frică când o să mă joc eu, nu pentru e... că mie loc să-mi fie frică de animăluțe, mie de casă. Dar știi că dau capul lui. De pereți. Asta era o pizzerie. Și așa patru erau niște roboței care ziceau la mulți ani și cântau și se distrau copiii. După aceea a devenit abandonată. Și când intri acolo ăștia toți sunt roboți supărați că nu mai au făcut, înțelegi? Că n-au mai venit copiii la ei. Se facă petreceri, știi? Să primească bărciși. Că nu mai... Da, să zic că nu mai primiți bani. Da. Eu nu știu, asta face ceva? Termină să pune așa. Da. În caz de mă vede vreun băiat. În caz de mă vede vreun băiat. Vai, ce abuzat. În caz de mă vede un băiat, eu să fii frumoasă. Uite, dacă ți-ai curățat gunoiul, cred că i-ar plăcea mai mult de tine. Nu, e găzinea care nu curăță gunoiul. Who's that? Nu știu cine era, dar ești tu acum. Asta e că s-a demachiat. Oh my god, de ce s-a demachiat fata? Aoleu, și-a dat botoxul jos. Cristina, ai curge botoxul. Aoleu, mai mult cum fac? Auzi, dintre ăștia sunt la Five Nights at Freddy's, care vrei să mă joc eu singură. Ăștia? Nu, dar la început. Da, dar sunt. Fete demachiate. Păi, serios? Cu fete demachiate? Nu vezi? Au, nu știu unde să mă duc. Stânga. Nu știu unde să mă duc. Cred că numai dintre astea o să mă ajut. Transformă-te în altceva, că... Stă înapoi, aici. Transformă-te înapoi în pițul. Te machiază fata! Du-te în ventul din față, du-te în ventul din față. Dar de ce stai așa? Picioarele, așa! Stai că și-o dați-mă, stai că mă se uită lumea la mine. Du-te în vent. Cum stă o fată când e singură acasă versus cum stă când e cu cineva? Du-te în ventul ăla din față. Aici? Dar nu, că mă teleportez. Du-te în vent, bă, da. În vent. Nu te lasă, la fel nu mă lăsa. Dar cine e aici deasupra? Ești tu cumva? Da. Eu m-am rătăcit, frate. Înapoi. Du-te înapoi prin ventul ăsta. Și aici am cu o trobă. Înapoi. În față și în dreapta. În față. Ajung la mai, și în, la așa, bani. Și în stânga. Și în dreapta și în față. Eu cum știu că genul? Ia bani. Păi tu știi că mi-ai fost special la pizzerie. Că okay. Tu ești sus de aia. Nu sus, că tu erai, nu te vedeam deloc. Ia ce mai cumpărăm noi pe aici? Acoperiș. Ah, dar nu mai pot să... scări! Ce scări? Păi etaj, Cristina! Rulance! Scări rulante, frate! Da? Bă, că nu mă aștept la așa ceva! Cumpără tot, să vadă lumea tot! Bă, frate! Sincer, mie place mult cum arată gresia asta pe jos, arată foarte bine. Cumpără plante. Așa, îmi place de tine, fată, că-ți pui plante și sus. Dar le udă careva. Ploaia. Copii! Bravo! Ai 17.000 de... Deci îmi plac la nebunie scările.
Primii la rulante. Zâduri. Mamă, ce... Oh, stai puțin, nu fac camera mea? Normal. Asta e camera mea, da. Roz. Cu depozit de machiaj. Vine de la Dede Manu, vine cu tirul ca să aduc plet. Păi da, uite. Ce frumos. Ce frumoase sunt. Happy holidays! Sărbători. Asta e camera de petrecere. Asta e camera lui Monty. Asta e camera ta. Nu, că mine mă cheamă Chica. Asta e camera ta. Vine acum în camera mea! Uite, tu aici te machiezi! Eu nu mă machiez. Asta e oglindă de machiaj. Nu, asta e oglindă să văd. Sunt frumos, să știi că sunt. O oglindă de încredere. Hai, fă-mi camera. Aici ne facem cu toții. Ai, nu suntem vedetele la care au propriul lor cameră. Da, suntem o echipă. Suntem cam BTS, știi? Cam BTS, da. Da. Roxy! Imaginați că BTS aruște toalete așa pe rând, cum e la baie. Un șir de toalete. 7 toalete de dată. Du-te și tu la tine. Stai, cumpăr tot. Aici mă pregătesc, eu mă fac rost. Ce știu ce frumos stau aici, vezi ce postura? Da, știu. Dar super modificate genetice pozele astea de pe Instagram. Modificate genetice? Da. Bă, foarte tare camera asta. Am pus și acoperiș și lumini. Ia uite ce lumini faine. Ce fain. Băi, chiar e super tare. Bă, unde ți-e părul, bă? Am chelit. O chelit. Chelică. Așa-l cheamă. Asta e baia? Da. Aici facem duș? E normal. Oamenii se mai și spală. Și roboți se spală. Wow, dai cu planete și cu rachete. Unde mai e ceva de făcut? Uite aici. Aici e birou. Ah, birou. A, nu-i baia, e birou. E caseriță. Mami, am mai pus aici un casier. Ia, aici. Mamă, Felix. Ești pregătit? Nu! Unde ești? Nu, eu plec! Eu am plecat! Stai că mi-a pus un zid în față, eu așa plecat, de bine mă pricep. A plecat! Du-te a bani și poți chestiile. Stai că vreau să te nimeresc. Stai că vreau să văd cum te descompui. Cuci, că ți-e frică de mine! Nu poți să mă cată pe zid! Te-a nimerit! A, nu m-a nimerit, Cristina, că ce să mă cată pe zid? Ba da, te-a nimerit! Ce-am pus acești? Treburi de frică? Bă, ce fain e arma asta! Gata, vin spre tine! Te-ai putut să mai vii! Mamă, mega pizza plec! Da, plex. Ia niște bănuți! Oho, ce bani, mulți! Hai să-mi ducem sus. Așa e fain acasă, cu scărula de fericit. Trebuia să ne punem și noi aici, la apartament. Da, când și da la curent. Auleu, chiar. Stăteau... Știi? Stătea mult la curent, ha? Da. Nu că-s dintre alea cu rulmenți, cumva, nu știu, pe care activezi. De alea care se audă râș-crâș-crâș-crâș în fiecare seară când dorm. Ce-ai făcut? Am mers pe la baie. Eu l-am auzit râș-crâș-crâș-crâș-crâș. Nicu tău cu fantomă și cu babă. Dacă ți-ai de la vechi, știi? Cu baba. Nu, că ăla cu baba costă. Vin cu doar cu fantomă. Hai de capul meu. Ce e aici? Asta e cameră de masaj? Cameră de mâncare? Sau cu baloane? Nu știu ce e aici. Stai că vreau și eu un balon. Uite, ai luat. Balon gratis. Ia uite! Așa. Aici se sparge balonul. Dacă îl dau cu ăsta, se sparge. Dar stai puțin, fiecare are masa. Păi normal, dar dă-ți seama că la fiecare la ce masă vor să ia copiii. Înțelegi? Poate nimerești tu masa aia. Să sar peste. Înțelegi? Ia balonul! Dar trebuie să mă urc! Așa, e greu frate, e greu! Fă-i pe toți dacă poți! Dacă pot, stai să văd dacă poți! Poate ocolești, doar idee! Ia uite că s-a învățat! Ia uite! S-a învățat Cocos Cristina! Am învățat! Mi s-a dus singur! Mamă, dar ce roz sunt baloanele ultimele deci două! Deci asta e camera de petrecere! Da! Eu nu înțeleg de ce copiii n-ar mai vrea să mai vină aici și o lăsa totul să se abandoneze, e foarte frumos! Păi scump de aia? Și aici ce-i? Aici făceau, ei cântau. Serios? Da. Cu microfon? Deci ăsta vrea să fie un mall, să știi. Da? Da. Wow, de-aia e cu scărulante. Ia uite-te. Mort. Ai, ce frumoasă ești. Cristina, du-te, mai ia-ți bani. Nemachiată. Am mai ce ochi roșii am. Am văzut, am văzut. Băieți, faci treabă bună, bravo. Doar 6.000 de bani, ai așa puțin. A, de-aia mi-am pus aici palmier, că sunt într-un mall. Da. Mai avem aici, nu mai avem mica, nu? Ai terminat totul? Păi, eu cred că da. Uite și din estru, ai terminat tot. Bravo, frate! Da. Bravo, îmi place mult de tot. Eu zic că m-am descurcat foarte bine. Felix vine și el să-mi ia banii, dar nu reușește. Nu mă bată! Nu uita să rupeți butonul de Coco like și la 10.000 de Coco like-uri se pare că o să mă joc Five Nights at Freddy's. Ne vedem data viitoare.